Bun găsit, doamne și domnule, suntem în direct cu Sala Sportului din Deva pentru meci interesant al etapei a treia din Liga Feminină, partida dintre CSM, Cetate Deva Trans din Deva și campioana României HM Baia Mare. Deva este pe primul atac poziționat și primul gol al partidei reușit de vedeta echipei din Deva, Carmen Carta, și una dintre golghetele ligii feminine. Imediat fază rapidă pentru Baia Mare și a înscris și echipa maramureșeană prin Lobaci, pasa primită de la Georgievska. În primele două etape, Baia Mare are două victorii, după cum era și normal, victorii cu SCM Craiova 32-21 și cu Ploiești 30-20. De partea cealaltă, Deva a învins Constanța 31-28 și a pierdut la Brașov etapa trecută 19-36. Numai 14 jucătoare pe foaia de joc la Deva. Carta joacă în centru, pas în stânga pentru croata Cârnici. Pivot cu numărul 13 este din Măjoiu, cu numărul 10 este Alina Șovar. În extrema dreaptă cu 7 este Ana Maria Simion, care a fost în tratative și cu HM Râmnicu Vâlcea. Baia Mare a început în poartă cu Paula Ungureanu, apărătorii central Gheorghevska și Lobaci. Aruncă în bară la această fază Cârnici cu o pasă primită de la Petrunia. Faza a doua pentru Baia Mare, unde ajunge dreapta pentru Mechita, s-a călcat semicercul. Arbitrii acestei partide, Pârvu și Stamatoiu din București, observatorul Doru Dordea. 7 metri pentru Deva la această fază. A fost faultat Claudia din Măjoiu, un pivot cu experiență din handbalul feminin, 28 de ani, care a mai jucat pe la Olchim, la Brașov, la Buzău și la Roman. Și Paula Ungureanu a jucat la Deva cu ceva timp în urmă, la fel ca și Valentina Ardean Elisei. Gol, o minge liftată, Carmen Carta, și două goluri din tot atâta încercări pentru ea în această partidă. Cu câteva minute în urmă s-a încheiat meciul dintre SCM Craiova și HM Râmnicu Vâlcea. Craiova merge foarte bine în acest sezon și după ce a câștigat etapa trecută în deplasare la Roman, a învins acum pe Râmnicu Vâlcea cu 24-18. A apărat Mișković pentru Deva, o aveți în prim plan pe jucătoarea din Serbia. Șansă pentru Deva să ducă la două goluri dacă va fructifica acest pozițional. Cartaș a vrut să-i paseze Petrunii, a fost faultată. Interesant, toate jucătoarele străine au rămas la Deva față de sezonul trecut. Portarul Mișković și jucătoare de la 9 metri, Cârnici, Petrunia și Tasici. O echipă care ar trebui să fie mai omogenă în acest sezon competițional și să aspire la mai mult, poate chiar la primele 8 locuri pentru a intra în play-off la sfârșitul sezonului regulat. Se ridică până la urmă Carmen Cartaș, care are la Deva numai puțin de 10 sezoane. I-a jucat un an în urmă cu două sezoane, vă aduceți aminte, și la Ujolidon Cluj. A fost împrumutată pentru sezonul de Liga Campionilor pentru Clujence. Tasici, Petrunia și Cârnici la 9 metri. Gol superb înscris de către jucătoarea din imagine, Ana Petrunia, jucătoare din Slovenia. 3-1 pentru Deva pe acest debut de partidă. Ați văzut nemulțumirea Paulei Ungureanu, care n-a putut să devieze această minge. Suporterii celor de la Deva, dar sunt și aproximativ 30 de maramureșeni veniți aici să încurajeze Baia Mare, la fel cum se întâmplă toate partidele de campionat. Ceschi pentru Elisei, circulație bună a mingii și până la urmă gol pentru HM Baia Mare. Este lot și tânăra Tiron pentru HM Baia Mare. Lipsește în continuare Dona Șimento, care are probleme la călcâiul de la piciorul drept, dar nu sunt probleme foarte grave. Ea
Aici va reveni mai puțin de două săptămâni. Gol înscris din nou de Carmen Cartaș, care este în mare formă, a găsit traiectoriile spre gol până acum, are trei reușite în acest derby. Antrenorul celor de la Deva este un tehnician care o am obișnuit în handbalul masculin, este vorba de Grigore Sari, fostul tehnician de la UC Mereșița, președintele echipei, ca de obicei, de mulți ani, investitorul Marian Munteanu, care între timp a devenit și viceprimar la Deva și poate cine știe, în viitor Deva va avea mai mulți bani pentru a investi la această echipă și din partea Consiliului Local. Gol reușit de Luciana Marin, primul gol pentru ea în această partidă, 4-3 Deva Baia Mare, minutul 6. Meci care contează pentru etapa cu numărul 3 a ligii feminine. S-au disputat deja câteva meciuri. Zalo a învins pe Târgu Mureș cu 27-25. Brăila a învins greu la Slobozia, 29-27. Bară a aruncat acolo Cârdici, faza a doua pentru Baia Mare. Pasă în poziție frontală, dar n-a reușit jucătoarea Maramureșului să prinde această minge. Romanul a învins și ea foarte greu la Ploiești, 23-22, iar Brașovul a învins cu o diversă de 3 goluri la Constanța, 21-18 sunt rezultatele partidului de până acum. Și să nu uităm, Craiova a învins pe Râmnicu Vâlcea cu 24-18. Mai avem un meci mâine la ora 18 pe Digisport 3, meciul dintre Universitatea Cluj și CSM București, e meciul care va încheia etapa cu numărul 3. Lobaci a fost avertizată în cartonașul galben. Cartaș, Petrunia și Cârniș la 9 metri, a plecat extrema de pe dreapta în circulație ca al doilea pivot. Interesant, Șovar joacă în extrem, a fost tamponat pivotul Deve, este vorba de Măjoiu, 9 metri pentru gazde. Iată și pe milițiții suporteri veniți din Baia Mare și cei de la Deva susțin echipa din Baia Mare în meciurile de Cupa Europeană, cum au susținut și pe Orchim în urmă cu puțin timp. Simion a aruncat previzibil această fază pentru Unia, contraatac pentru Baia Mare, este amponată jucătoarea HM-ului la acest contraatac. Cartonaș și galben pentru Ana Maria Simion, care a venit pe repriere. Spune că nu este nimic grav pentru jucătoarea băimăreană. Ana Maria Simion, jucătoare de 25 de ani, spuneam, care a fost în discuții avansate cu HM Râmnicu Vâlcea, până la urmă a rămas la Deva. Jucătoarea tamponată aici este Eliza Buceschi. A intervenit kinetoterapeutul Adionescu, a să-i ofere primele îngrijiri și aceștia sunt suporterii veniți de la Baia Mare, suporterii oficiali, să spunem, ei, băimărenilor, cu același șef de galerie care se împarte între handball, rugby și volei, la orașul Băimărean. S-a rălat partida, Marin în centru, Gheorghevska în dreapta, Lucescu în stânga, Lobaci și pivot, pe dreapta, iar pe stânga este Elisei. S-a dat faul pentru Baia Mare, Gheorghevska. Lucescu, fault în atac, a băgat umărul în pieptul adversarei, n-a putut să pună frână la timp, de fapt i-a vrut să facă o depășire. Pasă cu o singură mână a Petruniei pentru pivot, s-a greșit, 3 contra 3 la acest contraatac, Buceschi și gol pentru Baia Mare. Egalează campioanele după 8 minute, 4-4 Deva Baia Mare într-un derby din etapa cu numărul 3 a ligii feminine.
Să vedem câtă forță va avea Deva pentru a rezista în fața campioanelor. Până acum au jucat ok gazdele. Simion a fost faultat la această pătrundere. Ambii arbitri au văzut infracțiunea. Galben împotriva Rize Bugeschi și este 7 metri pentru CSM Cetate Deva Trans. Ați văzut și a sucit puțin piciorul drept Ana Maria Simion la această pătrundere, da, problemă la glezna dreaptă. Echipament inedit pentru Baia Mare, acest roz cu negru. Echipamentul cel mai des folosit este cel albastru cu alb. Pentru Baia Mare acela este echipamentul care joacă pe teren propriu. 7 metri pentru Deva, din nou Carta și față în față cu Paula Ungureanu. Fără de greșeală, Carmen Carta, și noi am văzut reacția sa. Va înscri și aruncă Georgesca în bară. Mingea este recuperată de Cârnici. Fără gol Georgesca în aceste prime 9 minute, dar n-a aruncat decât o singură dată la poartă. 5-4 pentru Deva și atacul pozițional pentru gazde. Carta își vrea să dea depășire, pasă la pivot, a fost faul. 9 metri pentru handbalistele lui Grigore Xari. Și pentru Cârnici, Petrunia, din nou Cârnici. Foarte bine a venit din extremă, însă a circulat greșit prin semicerc. Nu se pune golul Paul Ungureanu, pentru că nu s-a executat de unde trebuia acel fault. Au văzut arbitrii Pârgu și Stamatoiu. S-a dat circulația extremă prin semicerc. Marin pentru Buceschi. Îi face semnul Lobaci unde trebuie să stea la acest pozițional. Marin, Eliza Buceschi în centru, mimează aruncarea, joacă pentru Georgesca, angajarea pivotului. Până la urmă s-a dat pași, cred că la Georgesca, Cartaș. Foarte bine s-a dus pe semicerc din Mojoiu și primul gol pentru Claudia Din în această partidă. Din nou două goluri are Deva peste Baia Mare. Multe contacte dure, multe contacte la limita regulamentului în această partidă. Iată, Carmen Cartaș arată arbitrilor că a fost împinsă. Da, ați văzut tamponul Georgievskei. A tamponat-o în piept destul de brutal pe Carmen Cartaș. Își revine până la urmă jucătoarea numărul 1 pentru Deva, Carmen Cartaș, care alături de Laura Poenaru sunt două handbaliste emblematice pentru CSM Cetate Deva Trans, cele mai experimentate și cele mai valoroase. Marin, schemă bună, a rămas liber Georgesca, dar ratează, sau mai bine spus, un reflex foarte bun din partea lui Mișcovici. Trei parade pentru Mișcovici în primele 11 minute. Deva rămâne la două goluri peste Baia Mare. Cu siguranță vom avea un meci frumos și echilibrat până la sfârșitul celor 60 de minute, pentru că Deva joacă foarte bine pe teren propriu. Cârnici aruncă până la urmă și o surprinde pe Paula Ungureanu. Minge printre picioarele Paulei. 7-4. Atmosferă extraordinară la Deva. Și timp de odihnă cerut de Costică Buceschi pentru formația sa.
Ne mulțumim normal la Costică Buceschi, în special de jocul pe atac al echipei sale. I-a explicat macedonencii Georgesca cum ar fi trebuit să arunce la poartă, a avut două ratări. Și Georgesca a rămas la bancă, în locul său a intrat Rusoica Davidenko cu numărul 25, acum la minge. Buceschi a încercat să arunce pe întors, a fost blocată de Cârdici. Davidenko. Luciana Marin, depășire și fructifică, una dintre cele mai tehnice, spuneam, jucătoare din handbalul românesc, Luciana Marin. Da, Mișković arată spre bancă, n-a fost tamponată. Luciana Marin, în faza precedentă, Cârnici, Cartaș, Șovar. Scoate 7 metri Claudia din Mojoiu, a fost faltată de Davidenko. Da, a fost faul și apărare semicerc la Davidenko. Probabil spurația de joc este puțin cam dură, cam rigidă și la fiecare contact ați văzut că jucătoare primesc îngrijiri medicale sau poate își doresc să se mai odihnească puțin. Se pregătește să execute acum mingea la Ana Maria Simion, dar mare minune dacă da, tot carta și execută logic. A intrat Arehard în poarta Băimărâncelor. Gol realizat de Carmen Cartaș, fără de greșeală în această partidă. 3 goluri de la 7 metri și 3 goluri din acțiune. N-a aruncat la poartă Baia Mare. Acum Nechita pe colțul scurt, mingea n-a prins efect și s-a dus pe lângă poartă. Mișković a apărat și a spunea destul de bine până acum, a avut 4 intervenții, minutul 13, 8 la 5 pentru Devan Derbiul cu Baia Mare. Cârnici. Șovar, din nou Cârnici. A vrut să angajeze pivotul, până la urmă a fost faultată de Davidenko, 9 metri. A greșit Deva la această fază, dar până la urmă s-a dat mingea pentru Deva. Probabil a fost picior la Lobaci când a recuperat balonul. Au văzut mai bine arbitrii Pârvu și Stamatoiu. Iată faza. Da, un duel 1 contra 1. S-a lăsat mingea pentru Deva. Momente puțin mai delicate pentru Baia Mare. Continuare condusă la 3 goluri peste poartă, aruncată la această fază Petrunia. Lipsește sârboaica Dunia Tasic din lotul lui Grigore Țari pentru această partidă. Pătrunde, așa cum îi place ei, între intermediar și central, Eliza Buceschi. A fost faultat, din acest motiv n-a putut să arunce mai bine la poartă. 7 metri pentru Baia Mare. Ați avut reluarea. Luciana Marin față în față cu Mișković. Gol pentru Baia Mare. 8-6. A fost faultată Șovar de către Davidenko, care se apără în laterală. Tip de odine ceruș de Grigore Țari pentru Deva. Extremele, lar, bune, 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 b
primește pas de la Claudia. Haideți, din centru, jos cu Claudia. Da, dar tu faci bloc fără minge. Primește de la Claudia. Da, haide. E explicat Grigore Xari Petrunii de vreo 3 ori aceeași fază. Trebuie să-i joace cu pivotul, apoi să facă bloc fără minge pentru a veni să arunce la poarta Carmen Cartaș. Să vedem dacă le va ieși faza gazdelor. Și aici una dintre paradele lui Mișković în fața Nechitei. A intrat și Gabi Suci în apărarea băimărencelor, alături de Arciukovic. Petrunia, Șovar, pasă foarte inteligentă pentru Din Măjoiu. A reușit să înscrie cu mâna stângă, dar ea călcase în semicerc, a fost faultată 7 metri pentru Deva. Foarte frumoasă pasa Petruniei, a volebat la mingea cu mâna stângă. Am mângâiat mingea spre colega sa. Din nou schimbare de portar pentru Baia Mare. A intrat Arehard în locul Paul Ungureanu. Extraordinar cât de sigură pe ea este Carmen Cartaș. Al patrulea gol de la 7 metri pentru Golgheta Radevei. Pătrunde și fructifică inteligent Liza Buceschi după ce a mimat pasa spre extremă și și-a făcut culoar din gleznă. 9 la 7, Deva Baia Mare, minutul 16. Iată că Deva poate să țină piept băimărâncelor cel puțin în această primă repriză. Baia Mare oricum are nevoie de meciuri tari, de meciuri dificile în Liga Națională pentru a-și pregăti jocurile din Liga Campionilor. A ieșit Elisei și a faultat la Petrunia. Măjoiu pentru Cartaș, Elisei, iarăși a tamponat-o puțin Davidenko, contraatac 3-2 pentru Baia Mare, Buceschi, apără Mișković. În mare formă și Sârboaica Mișković, care a ajuns la 6 paradă în această repriză și acum a 7-a. Extraordinar cât de bine apără Mișković la 31 de ani. Minutul 17, probleme pentru Baia Mare, atât la contraatac cât și la faza a doua. Erau acele momente în care de obicei Baia Mare făcea diferența față de adversare. Da, are de ce să se bucure Mișković, îngerul păzitor pentru Deva, această parte a jocului. Se resimte Luciana Marin. Și a revenit Luciana Marino, aveți în imagine. Ea face schimb de locuri la coordonarea băimărâncelor cu colega și prietena sa Laura Ultan. Și Costică Buceschi, în continuare normal îngândurat pentru această partidă, deoarece Baia Mare a greșit foarte mult, în special pe atac. În toate fazele de atac pozițional, faza a doua și contraatac. Petrunia, Cartaș și Cârniș la 9 metri. Altceva mai bună nici nu mai are Grigore Xari pentru a înlocui. Șovar de pe extremă, extraordinar, pune mingea peste Arehard în poartă. 10 la 7. Barbara Arehar n-a reușit să o ghicească pe adversara sa din extremă. Foarte rar primește goluri din extremă Arehar, dar un procentaj foarte bun la blocaj în acea zonă a terenului. Gol important scris de Baia Mare, aceeași Eliza Buceschi, 10-8.
Simion Petrunia a vrut să ducă la bloc, dar n-a jucat prea rapid pentru Cârnici. Acum aruncă Cârnici și o primă paradă pentru Arehart, minutul 18. Davidenko, extraordinar, a jucat pentru pivot la această fază. A reușit să fructifice jucătoarea de la HM Baia Mare. Este vorba de Macheva. S-a înțeles bine Rusoice la această fază. A mimat aruncarea interul dreapta Davidenko și a rămas liberă pe semicerc Macheva. Iată eliminarea la această fază în dreptul Machievei. Da, poate dacă i-ar fi dat drumul mai repede Macheva, n-ar fi fost eliminată. Cartaș angajează pivotul, gol pentru Deva, 11-9. S-a apropiat Baia Mare la un gol, dar mai mult nu a putut și din nou gazdele se distanțează. Minutul 19, om în plus pentru Deva. Aruncă Buceschi pe întors, scoate din nou Mișcovici, cea mai bună jucătoare de la Deva alături de Carmen Cartaș. Cartaș are 7 goluri în această repriză, 4 de la 7 metri și 3 din pozițional. A scăpat mingea Ana Maria Simion după o încercare de aeriană din partea lui Cârnici. Luciana Marin are o colegă în stânga, Elisei, gol pentru Baia Mare. 11-10, am scris repede pe faza a doua în inferioritate, campioana României. Vă aduceți aminte, Elisei a jucat anul trecut prima parte a sezonului pentru Deva, apoi a plecat la Baia Mare. Etapa viitoare, Deva are și un meci greu cu Romanul, în timp ce Baia Mare e un meci care este super favorită cu Constanța. Se resimte Claudia din Mojoiu, dar cu siguranță nu este ceva foarte grav, își va reveni. Deja sunt două echipe care au 3 victorii din 3 meciuri, Brașovul și Dunăra Brăila. Bucureștiul așteaptă meciul de mâine de la Cluj la ora 18 pe Digisport 3. Poate și ea să facă 9 puncte și normal la Baia Mare, această partidă cu Deva, dacă va învinge, va acumula și ea 9 puncte. Ar fi maxim pentru cele 4 echipe care se pot detașa de restul formațiilor. A ieșit Claudia din Mojoiu, a intrat pe postul său Șovar din extremă, iar pe stânga s-a dus tânăra Carola Stângu. Cartaș pentru Stângu, din nou Carmen Cartaș, doi pivoți pentru Deva, pătrunde Cârnici, a fost blocată de Elisei, foarte arțăgos acolo în intermediar stânga, Valentin Ardean, Elisei, Stângu. A fost blocată de către Lobaci, 9 metri pentru Deva. A intrat Gabi Suci. Se joacă din nou 7 contra 7. Aceasta este
Carola Stângu, extremat de 21 de ani. Gol până la urmă reușit de către Natasha Cârnici, jucătoare născută în Croația, dar ea joacă pentru Naționala Muntenegrului. 12-10, minutul 21. Joc frumos pentru Deva. Cu siguranță tot sezonul aștept să joci împotriva campioanei. Și iată, în etapa a treia, Deva vrea să demonstreze că se poate ridica la nivelul cele mai bune echipe din România. Macheva pentru Buceschi, a vrut să lase mingea în poartă, a fost faultată 7 metri pentru Baia Mare. 3 aruncări de la 7 metri a scos Eliza Buceschi până acum în favoarea echipei sale. Intră pentru prima oară în poarta Devei, spuneam, Laura Poenaru, ambalista emblematică a echipei din Deva, din 2002 la formație. Aruncă Marin și scoate extraordinar Laura Poenaru. Ce reflex a avut Laura la această fază? La 36 de ani, cred că a ieșit la schimbare. A lăsat-o pe Mișcoviș, probabil aceasta este înțelegerea normală între cele două handbaliste. Încă o minută din prima repriză. Deva joacă foarte bine în fața campioanei și conduce la două goluri. Acum s-au pripit handbalistele din partea dreaptă. Acolo au fost Cârnici pentru Simion. Buceschi își mărește unghiul de pe extremă și fructifică. Cea mai bună jucătoare iată pentru Baia Mare pe faza de atac, Eliza Buceschi. 12-11. Se leagă încet încet și noua echipă a băimărenilor, la fel cum se leagă și Minaurul, echipa de băieți, care va juca în etapa viitoare, joi, la ora 20, la Constanța, campioana României, HM Constanța, Minaur Baia Mare, un derby de tradiție pentru handbalul din România, între Constanța și Baia Mare. Se dăduse fault pentru Baia Mare, a fost faultată jucătoarea de contraatac a băimărencelor de către Petrunia, eliminare la slovenă. Se duce și cere scuze, dar la Valentina Ardean Elisei. Ele au fost colege în sezonul trecut pentru câteva etape. Metri pentru Baia Mare, Eliza Buceschi se pregătește să execute. A intrat din nou Laura Poenaru în poartă, tot în dreapta s-a dus portarul, mingea s-a dus în stânga, egalitatea la 12 între Deva și Baia Mare. Pentru a doua oară egalează campioana în această repriză. A intrat Melinda Tot, o altă veterană a echipei din Deva, la 38 de ani, câștigătoare în 2002 a cupei Challenge cu fosta Remin Deva. Pasă greșită la construcție pentru Deva. Este prima oară când este o greșeală neforțată pentru Deva în această primă repriză. Se va șterge suprafața de joc. În etapa a doua a ligii masculine s-au disputat toate partidele, mai puțin meciul amânat care vă spuneam se va juca joi între Constanța și Minaur Baia Mare, direct la ora 20 pe Digisport 3.
Steaua învins Potoi Saturda 37-29 în direct pe Digisport, a fost partida. CSM București a învins pe Universitatea Suceava 28-25. Podorheiul a stat în această etapă. Timișoara a învins Călăraș 25-24. Târgu Jiu a pierdut cu Vaslui pe teren propriu 25-27. Iar Bacău și Dinamo au terminat la egalitate 25-25 într-un meci foarte frumos care a fost ieri pe Digisport. Pași aici la Carmen Carta și a crezut că îi se va da fault. Din nou Buceschi pe extremă și a închis unghiul. A și fost forțat acolo de Ana Maria Simion să se ducă într-o zonă moartă. Încă 5 minute și jumătate, Deva și Baia Mare la egalitate în această partidă și HM Baia Mare poate să conducă pentru prima oară meci dacă va fructifica acest pozițional. Nikita Davidenko, Marin, Buceschi, Elisei și Macheva. A fost faultată Eliza Buceschi, 9 metri pentru Mara Mureșence. Foarte bună angajarea lui Elisei pentru Macheva și Baia Mare conduce la Deva cu 13-12. Lucrurile alea mai este jocul handbalistilor de la Deva. La pozițional au greșit ultimele două atacuri, să vedem ce vor reuși acum. Tot e acțiunea pe cont propriu, aruncă, este blocată de Gabi Suci. Paula Ungureanu dă drumul la minge, faza a doua pentru Baia Mare. Davidenko, Macheva n-a putut să printre între două adversare, mingea este pentru Deva. Au accelerat puțin mai mult decât era cazul în acea zonă aglomerată a terenului. Habaristele lui Costică Buceschi și-au pierdut balonul. Încă 3 minute din această primă repriză, Baia Mare are un gol peste Deva, gazdele pe atac pozițional. Șovar, Cârnici, Petrunia, Simion, din nou Cârnici, a intrat în adversar, n-a putut să arunce la poartă, blocată 9 metri. A aruncat Cârnici, previzibil pentru Paula Ungureanu, care a scos această minge. Buceschi vine lansată și logic n-avea cum să greșească ținta. Mișković dezamăgită pentru că n-a fost protejată de colegele din defensivă. 12-14, Deva Baia Mare. N-a putut să prindă mingea, pivotul Devei. Acolo a intrat, iată, Claudia din Mojoi, a fost faultată 9 metri pentru echipa sa. A bătut cu mâna stângă mingea, a condus cu mâna stângă acolo Cârdici. A fost faultată până la urmă, 9 metri. Cartaș joacă la extremă, pe partea stângă, însă Petrunia a aruncat repede și pe lângă poartă a vrut să o surprindă pe Paula Ungureanu. A circulat bine balonul, dar pasa decisivă a fost greșită și Din Mojoiu pune mingea în poartă peste Paula Ungureanu. 13-14, Deva Baia Mare nu poate să prindă Buceschi mingea, mult prea tare a fost acest balon pentru ea. A fost blocată și Ana Maria Simion, care s-a tamponat cu Luciana Marin. Multe greșeli neforțate pentru Baia Mare în această primă repriză.
majoritatea dintre ele pe atac. Aici avem duelul dintre Marin și Simion. S-a accidentat ușor la coapsa piciorului drept Luciana Marin. Frumos fă gestul Ana Mariei Simion, care a îmbrățișat-o pe adversara sa. Un minut și jumătate din prima parte a jocului. Cartaș pasă interesantă, dar prea sus pentru colega sa din extrema stângă. Elisei, iată unde a ajuns să joace extraordinar. Ce ghiulea de pe postul de pivot pentru Macheva. Al doilea gol pentru Rusoaică în această repriză. Foarte solid această handbalistă, are un fizic impresionant și foarte bun pentru postul de pivot. Greu de ținut, Macheva. 13-15. Cartaș. Cârnici. Ce-și pus una apărarea pentru Baia Mare, a avansat Elisei. Cârnici trebuia să mai bată și mingea, cred că iarăși a făcut pași la pătrundere, dar s-a repliat foarte bine o colegă de-a sa. Este Claudia din Monjoiu, care s-a ciocnit cu Valentina Ardan Elisei. Ultimul pozițional pentru Deva în această repriză, în 30 de secunde. Petrunia ia acțiunea pe cont propriu, interesantă pătrunderea sa. A fost faultată 9 metri, trebuia să stângă mai repede în centru, băi Mărencele. Cârnici. Așteaptă o colegă să vină pe culoar, s-a dus puțin târziu Șovar. Mingea este pentru Baia Mare. Încă 5 secunde. Macheva nu mai apucă să pivoteze, să se întoarcă cu fața la poartă. Din păcate a și lovit-o în față pe Mișković. Acesta este scorul la pauză între Deva și Baia Mare. 15-13 pentru campioane, după ce Deva a condus până minutul 24. Luăm o pauză de 9 minute și ne întoarcem cu repriza a doua. Din nou legătură directă cu sala sporturilor din Deva, unde în câteva momente va începe repriza a doua partidei dintre CSM Cetate Deva Trans din localitate și HM Baia Mare. O primă repriză în care Deva a jucat perfect aproximativ 24 de minute, când a condus pe tabela de marcaj, apoi Baia Mare a egalat la 12 și a intrat la cabină cu un avans de 2 goluri. 15-13 la pauză, Baia Mare conduce la Deva. Spuneam, din lotul băimărencelor lipsește Dona Scimento, dar și celelalte colege ale sale care sunt în recuperare după operație la genunchi.
ultima în această ipostază, din păcate, Melinda Geiger s-a operat săptămâna trecută la ghior. Mai face recuperarea aproximativ o săptămână acolo, de s-a operat la acea clinică din orașul maghiar și va reveni la Baia Mare pentru a-și continua recuperarea. Ea va reveni în primăvară pe terenul de joc și va putea să ajute echipa în partea a doua competiției în Liga Campionilor. Și Geta Diniș-Vârtic se va recupera tot după operație, la fel ca și olandeza Abig, care poate să intre cel mai repede în teren, probabil în iarnă. Are început partida. Baia Mare pe atac pozițional. A intrat Oltean în centrul acordonei cu numărul 4. Davidenko, inter dreapta. Buceschi, inter stânga. Lobaci, pivot. Nechita pe dreapta, Elisei pe stânga. Davidenko aruncă până la urmă la poartă. A intrat și Camila Herm pe extrema stângă în locul Valentinei Dan. Elisei a avut, iată, un moment în care toată lumea a crezut că va da pas. Rusoaica până la urmă a înscris și a păgărit-o pe Mișcovici. 16-13 pentru Baia Mare. Cam așa s-au disputat majoritatea întâlnirilor la HM Baia Mare. Echipa s-a încălzit mai greu în prima repriză. Au fost 30 de minute de uzură, de luptă la baionetă între Baia Mare și adversarele sale. Apoi Baia Mare, datorită valorii incontestabile, s-a distanțat în partea a doua jocului. Să vedem care va fi scenariul pentru această rundă. Gol superb înscris de către Cârnici. 14-16. Nu uitați, mâine la ora 18, ultimul meci al etapei a treia din Liga Fetelor. Universitatea Cluj întâlnește pe CSM București. Recuperează Deva pe contraatac, înscrie Ana Maria Simion. Primul gol ușor înscris de Deva în această partidă pe contraatac. 15-16. Schimbările care ne-au obișnuit Costică Buceschi în acest sezon. Arenhard intră în repriza a doua în locul Paul Engureanu, iar Camila Herr pe extrema stângă în locul Valentin Ardean Elisei. Și normal, Oltean la Marin. Sau Marin la Oltean, depinde aici. Nu se hotărăște tot timpul cu cine să înceapă titulară. Nu este titular de drept. Un scris de Lobaci, care s-a ciomit în cădere cu Mișcovici. 15-17, Deva, Baia Mare. Suntem curioși dacă suporterii băimăreni vor încuraja și pe HM Minaur Baia Mare, echipa băieților în meciul din deplasare. Ar avea nevoie ambaliștii lui Minaur de încurajări, pentru că sunt și ei la început de drum, foarte multe transferuri. În discuție este Minaur Baia Mare cu Marius Sadoveac, jucătorul fost la HM Constanța. A promis Sadoveac că va da un răspuns băimărenilor la începutul săptămânii. Arenhard blochează până la urmă, dă pasă de contraatac perfectă și golul scris de Camila Herm. Este cea mai titrată handbalistă din Liga Feminină, Camila Herr, campioană mondială, europeană și olimpică, această norvegiană. I-ați văzut și pe Ultra și Devei și gol înscris din nou de croata Natasha Cârnici. 16-18, Davidenko, s-a dat forțare în atac. A vrut să pătrundă, n-a pus frână la timp și a intrat cu numărul 1 adversar. Pozițional pentru Deva. Avem și o informație, să spunem, de ultim moment din handbalul feminin. Antrenorul Constanței, Ion Crăciun, și-a dat demisia.
vedem dacă se va confirma această informație. Noi sperăm ca domnul Crăciun să răzgândească și să rămână alături de echipa sa, chiar dacă nu are un lot valoros. Ion Crăciun la Universitatea Neptun Constanța, iată, după trei etape, o victorie și două înfrângeri pentru Universitatea Neptun Constanța. Locul 7 în campionat. Metri pentru Deva. Arehard tot încerca să-i spună una dintre arbitri că s-a atacat mingea. Gol înscris din nou de Carmen Cartaș. Extraordinară constanța sa, cel puțin la arcării de la 7 metri, are 5 din 5. Logic, iarăși va fi golgheter a echipei și în acest sezon și poate chiar a Ligii Naționale. Davidenko pentru Ducescu. Nechita vrea să da depășire, a fost blocată de Petrunia, 9 metri, Baia Mare. Cuceschi a primit de la Davidenko, au strâns bine acolo Cârnici și Măjoiu. Înscrie până la urmă Eliza Buceschi după o pasă primită de la Camila Herăm. A și fost tamponată pe pătrundere Eliza Buceschi. Iată momentul. Cârni și Cartea și-au fost pe lângă Buceschi. S-a lovit în cădere, din păcate, la cotul drept. Este una dintre cele mai tamponate jucătoare din Liga Feminină, Eliza Buceschi, care și un stil care o duce la contact cu adversarul, joacă mult pe pătrundere Eliza Buceschi. A alunecat pivotul Mojoi. Cartaș vine și face pașii de aruncare, Lanul și o învinge pe Mișcovici. 18-19. Cât de frumos a aruncat Cartaș în stânga portarului, a îndrepat mingea lângă bară. Uitați, astăzi pe Digi Sport aveți partidele din preliminare campionatului european. Gol scris din nou de Buceschi, pe întors această dată. 21-45 pe Digi Sport 1, este un derby între Germania și Scoția. Iar la oră după miezul nopții puteți vedea și meciul României care se desfășoară în Grecia. Digi Sport va transmite în acest sezon toate partidele de calificare la campionatul european. Sunt peste 100 de meciuri, aproximativ 110 partide. Șovar pentru Simion. Cârnici în prepasiv, Deva faultată, Cârnici 9 metri. Tot astăzi pe Digi Sport ați văzut golul 13. SCM Craiova a învins pe HM Rândicu Vâlcea 24-18. Bine, Cartaș lansată și scoate de lângă bar Arehard. Totuși este campioană mondială. A scos acest balon. Vă reamintim, ambii portari ai Braziliei, campioană mondială. Arehard și Pessoa, joacă în Liga Feminină din România. Pessoa este la CSM București și o veți putea vedea mâine la ora 18, meciul de la Cluj dintre Universitatea și CSM București. Ceschi pătrunde acolo Laura Oltan, 7 metri la parane semicerc.
Două jucătoare foarte bune la coordonare, Marin și Oltan, la HM Baia Mare se completează de minune aceste handbaliste. Uneori joacă și împreună la 9 metri, una dintre stânga și alta la coordonare. Intră pentru prima oară în teren Viorica Suba, fostă handbalistă de la Rujului Don Cluj. Gol de la 7 metri fără emoții a marcat Eliza Buceschi, 18-21. Și acum Baia Mare s-a dus la 3 goluri și este rândul Devei să încerce o egalare spectaculoasă. Scos din cădere, are hard minge expediată de Șovar. Faza a doua pentru Baia Mare. Nechita pasă la Davidenko, gol al Rusoaicii din extremă. Interesant schimbul de locuri între Nechita și Davidenko din extremă în Inter. N-a putut Laura Poinaru să blocheze și a mărit unghiul Rusoaica și a fructificat. Tidodine cerut de Grigore Xari pentru echipa sa. Încercat Grigore Xari la acest time-out să le remonteze cu punct de vedere psihic pe handbalistele sale, care par să fi cedat inițiativa și să nu se mai replieze pe apărare. Oricum joacă mult mai bine Deva față de ce s-a întâmplat în etapa precedentă, când a pierdut la 17 goluri de plasarea de la Brașov cu Corona. Să joci cu Brașov, Baia Mare și Roman în trei etape consecutive destul de delicat. Asta o așteaptă pe Deva etapa viitoare, meciul cu HM Roman. Apoi vor fi partide mai la îndemâna sa, să poată acumula puncte și să intre între primele 8. Acesta este obiectivul Devei, să intre în play-off. Superb aruncat Natasha Cârnici, golul partidei pentru Deva. Bare gol la vinclu. S-a dus Arehar pe minge, dar n-a putut să devieze. Extraordinar. Davidenko, Oltan și Buceschi la 9 metri. Eliza Buceschi n-a fost schimbată deloc în această partidă. Între stânga Oltan aruncă Davidenko, în sfârșit o aruncare de campioană mondială de la Șold între două adversare. 19-23. Davidenko și Macheva sunt jucătoarele care s-au acomodat cel mai greu la Baia Mare față de Arehard, să spunem, Donașimento sau Herăm, care se simt foarte bine la noua lor echipă. Superbă faza de pe extremă, Simion a pus boltă pentru Arehard, dar transversala a protejat-o pe campioana mondială. Elisei și Gabi Suci ies la schimbare. Au reintrat Oltan și Buceschi. Iată, Eliza Buceschi este protejată și ea pe apărare, să mă odihnească. Aruncă Buceschi, a scos foarte bine Poinaru. Contraatac Simion, gol pentru Deva la contraatac, al treilea gol în această repriză pe
contraatac sau faza a doua. 20-23, Deva Baia Mare, minutul 42. Din ce în ce mai arțăgoase, din ce în ce mai agresive, în limita regulamentului oricum, ambalistele Devei. Dacă ar juca la fel de bine Deva și în deplasare, cu siguranță ar fi o echipă care ar putea să aspire la cupele europene, poate din sezonul viitor. Bucescu faultată 9 metri. Loba ce a fost faultată. Rotundă inteligent, așa cum o face deseori Eliza Bucescu, și a fructificat cu constanță remarcabilă și pentru Eliza Bucescu, la fel ca și adversara sa de pe postul de inter stânga, Carmen Cartaș, cel mai bun jucătoare pe atac de la ambele echipe. Foarte bine a angajat Cartaș pivotul, care a fost faultat, Claudia din Mojoiu. A fost împinsă din către Elisei și s-a lovit de Lobaci, care este eliminată. Mai avea și un cartonaș galben Anastasia Lobaci din prima parte a jocului. Aici a dat un tampon a adversarei. Petrunia, Cartaș și Cârnici, aceeași linie de 9 metri pentru Deva. Greu și pentru aceste handbaliste să joace toate cele 60 de minute. Până la urmă se pune golul pentru Deva la Alina Șovar. Se putea da și căzută, dar se putea da și faul. Normal, pentru Deva s-a lăsat avantaj. Mulți arbitri nu dau căzută la aceste faze. Bună faza pentru Nikita, însă a călcat semicercul la Dan Nikita. Fără gol până acum acest meci a Dan Nikita. Deci n-a avut multe situații să fructifice. Astăzi, iată, pe Digi Sport 2, Ungaria, Irlanda de Nord, meci din grupa României de calificare la Campionatul European de fotbal. Ratează intercepția Poinaru, Herrem singură și înscrie. Bucuria nordicelor, care am învățat-o de la Norvegia sau Danemarca, în handbalul mare, la fiecare reușită se exteriorizează. Cartaș a rămas căzută, din păcate, jucătoarea Devei. O stamponată la braț pe aruncare, probabil din acest motiv s-a dus și mingea peste poartă. Iată faza. Davidencu i-a dat un tampon la braț. Trebuia să fie 9 metri pentru Deva la această fază. Apare 5-1 pentru Deva, a ieșit din dispozitiv Șovar, omul la omul cu Oltean. Pidodină ceruși de Costică Bucescu pentru echipa sa. La șurubești și prea mult, atât dacă nu mai repede pe față. În momentul când vrea să aduce punctul la
mai mulțumit Costi Căbucinschi de evoluția ambasadorului sale. Le-a explicat cum trebuie să iese în apărare atunci când Carta și amenință poarta. Și câteva din reușitele acestei reprize secunde. Care intra Lobaci la pivot. Herem, circulație pentru al doilea pivot. Davidenko blochează Cârniș, recuperează Loba și fructifică bielorusa. Eliminare la Claudia din Mojoiu. Aveți în imagine. Nu protestează de niciun fel. Înseamnă că și-a recunoscut greșeala față de adversar și a confirmat decizia arbitrilor. Da, a fost tragere și împingere de tricou. Eliminare clară. Încă 15 minute din meci. Baia Mare rupe echilibrul și se duce la 5 goluri față de Deva, care are inferioritate 2 minute. Aruncă Cârnici cu pământul, blochează foarte bine, are hard și a vrut să înscrie din poartă în poartă. A mai reușit asemenea minuni Barbara Arehar. De această dată Poinaru a blocat. Simion a plecat în circulație, ocupă un post de pivot imaginar. Cârnici pentru Petrunia. Peste poartă aceasta aruncare a lui Șovar. Contraatac, Heren prinde mingea. Gabi Suic a prins și pe faza pe atac. Davidenko a fost faultată. Succesivă previzibilă până la Herăm, n-a putut să o învingă pe Laura Poinaru, care a stat bine pe coțul scurt. Nici n-a putut să-și mărească unghiul nordica. Intrate Lisei în apărare în locul Elisei Bucescu. Faul la Petrunia. Dar nu mai au aceeași claritate atacurile pozițională pentru Deva. Nu sunt schimbări. Igor Exari n-are jucătoare de aceeași valoare la linia de 9 metri și i-au obosit ambalistele din acea zona terenului. Aceleași sportive, Carta și Petrunia și Cârnici. A aruncat Cârnici, mingea a fost deviată, corner pentru Deva. Inteligent, a jucat Simion, dar n-a avut noroc. A venit pe culoar. A aruncat, dar mingea n-a luat efect. Voltean pentru Buceschi. Aruncă pe întors, așa cum face de multe ori cu pământul, Poinaru păcălită. N-a ieșit nimeni pe întâmpinarea Eliza Buceschi. Foarte bine au făcut blocul Voltean și colega sa de pe pivot, Lobaci. Parcă s-au împăcat puțin cu această situație. Suporterii de la Deva din galerie. Peste poartă. Arehar, Elisei, Davidenko, a pus să angajeze pivotul, s-a apărat bine Cârnici. S-au grăbit handbalistele Maramureșului, încă 11 minute din meci, 6 goluri, Baia Mare conduce la Deva.
frumoasă reușită a Petrunii la noua lui Dimojeu, la această fază a urmărit mingea respinsă de Barbara Arehart cu aruncarea lui Cârnici și a volebalat mingea în poartă. Necăjit Arehart că nu s-a dat mingea pentru echipa sa. 5 goluri pentru Baia Mare în 10 minute și jumătate. Logic, HM Baia Mare nu mai are cum să piardă această partidă. A intrat și tânăra Tiron cu numărul 95 la Baia Mare. HM Baia Mare are 4 jucătoare împrumutate la SCM Craiova. Este vorba de tânăra Zanfirescu, venită de la Ploiești, de Pârvuț, Tănăsie și Tomescu. Aruncă Georgievska, mingea n-a fost deviată. Hârnici, o aruncare interesantă, mai mult a împins mingea din braț. 23-27, Deva, HM Baia Mare. De acest motiv a fost și surprinsă Arehart, care n-a mai avut reacția necesară. Scoate Poenaru mingea aruncată de Timea Tătar. Herm extraordinarul de a ajuns în partea opusă postului său ca să recupereze. Nikita Georgievska, Oltean, Tiron, Herm și Timea Tătar pe faza de atac la HM Baia Mare. Aruncă extraordinar și fructifică tânăra Tiron. Mare lucru și pentru Bianca Tiron să se pregătească cu aceste super handbaliste de la Baia Mare și normal să joace cel puțin 7-8 minute pe meci în Liga Națională. Siguranță va fi o explozie pentru această handbalistă la HM Baia Mare. Ea a jucat foarte bine și anul trecut la Universitatea Neptun Constanța. A venit de la Iași. Lângă poartă, Arehart dă drumul la contraatac. Nechita, primul gol pentru Ada Nechita în partidă. 23-28, minutul 52. Tindodină, ultimul din acest meci pentru Grigorec Țaru. Probabil numai Grigorec Țari mai speră într-o minune să se întoarcă soarta acestei partide în favoarea echipei sale. Să vedem că și handbalistele Devei mai forțează. 6 goluri în 8 minute are de apărat Baia Mare pentru a obține încă 3 puncte în Liga Națională. Simion Cârnici, Noana Maria Simion, pasă pentru Cartaș, voltată Carmen Cartaș de Nikita, 9 metri. Foarte bune pasele decisive ale lui Carmen Cartaș pentru progele sale. De această dată a fost Ana Maria Simion în extrema dreaptă și a fructificat. 24-29.
încearcă foarte tare. Bară Bianca Tiron, Simion scapă pe contraatac, vine Herrem și scoate mingea. Foarte bine îi joacă Camila Herrem și pe repliere. Este a treia oară când reușește să recupereze mingea. Pas pentru Georgievska. Simion pasă la adversar, recuperează Nikita. Georgievska, Nikita. Herrem n-a putut să plece pe culoar. Tiron aștepta să fie faultată. Nikita pătrunde, bară. Mingea lovește pe Poenaru, dar se fluieră 7 metri. A fost faultată pe pătrundere, a dat Nikita. Între din nou Viorica Șuba în poarta Bevei. Aruncă și fructifică Bianca Tiron de la 7 metri. Avem jucătoare foarte bună la linia de 9 metri din tânăra generație. Buceschi, Tiron, Constantinescu și Zanfirescu sunt numai 4 dintre aceste exemple. Să ne uităm și pe tânăra Bazaliu, de numai 17 ani, campioană mondială a juniorelor. Trebuie avută mare grijă de aceste potențiale titulare la Naționala Mare a României. Cartaș blocată de Suci. A fost faultată pentru Macheva, 9 metri. Blochează din nou Macheva în fața lui Carta și pasă pe extremă la Simion. Gol pentru această extremă care a reușit să o păcălească de vreo 4 ori până acum pe Barbara Arehart. Încă 5 minute, 5 goluri pentru Baia Mare în derbiul cu Deva din etapa cu numărul 3 a fetelor. Vă reamintesc ultimul meci din această rundă, mâine la ora 18, cu Cluj întâlnește pe CSM București, pe Digi Sport 3. A scos foarte ușor la ora Poenaru, o minge expediată de Bianca Tiron și din nou Deva la pozițional. Petrunia și-a obosit, n-a mai putut să prindă mingea din prima, e adevărat și pasă a fost pe la gleznă. Simion, Cârnici, Petrunia, în stânga a venit să la combinație Carmen Cartaș, a fost faultată din Mojoiu. Din păcate se simte acolo Petrunia. Mare ghinion pentru a să se fie o accidentare. Pentru că ea se ține de torace, n-am văzut să aibă o problemă, dar la picior. Dar are o problemă la stomac acum, a fost cred că tamponată pe respirație și destul de greu să-ți revii repede. Cu cele 3 puncte pe care se prefigurează că le vor câștiga aici la Deva, HM Baia Mare face și ea 9 puncte în clasament, la egalitate cu Dunăre Brăila și Corona Brașov. Brașov este pe primul loc pentru care are golavrajul superior față de Brăila. Apoi vine Baia Mare și se așteaptă meciul CSM-ului din București, vă spuneam, mâine la 18 pe Digi Sport 3, deplasarea de la Cluj-Napoca cu Universitatea. Logic am avea 4 echipe cu 9 puncte după aceste 3 etape. Să vedem însă replica Clujului, care nu are după 2 etape nicio victorie, are 2 egaluri. Spune și clasamentul după aceste 3 etape. Dacă în continuare probleme pentru Ana Petrunia, respiră mai greu.
Brașovul pe primul loc, Brăila pe 2, Baia Mare va fi pe 3, Bucureștiul rămâne pe 4 cu meci minus, Craiova pe 5, Romanul pe 6, Constanța pe 7, Deva pe 8, Zalăul pe 9, Slobozia, echipă nouă promovată, are și o victorie pe 10, 11 Clujul, dar are un meci mai puțin, Râmnicu Vâlcea pe 12, Ploieștiul și Târgu Mureș, fără niciun punct, locurile 13-14. A intrat și Adi Ionescu, kinetoterapeutul Băimărencelor, pentru a ajuta pe Ana Petrunia, dar iată, are o problemă în zona dreaptă a torace. Gol din nou de la 7 metri pentru Carmen Cartaș, 6 din 6 și mai are încă 5 din acțiune, cu mai puțin de 11 goluri am totalizat pentru Carmen Cartaș în acest meci. 4 minute și jumătate. Superioritate pentru Deva, care dacă are noroc poate să scape fără gol. Eva pentru Georgievska, a plecat Iron, Nechita liberă, scoate extraordinar Viorica Șuba, contraatac pentru Deva, incredibil, are har, ce paradă de campioană mondială, față în față cu Ana Maria Simion, a apărat exact când trebuia, cum se spune, are har în fața lui Simion, după ce scosese Poenaru. Poate aici s-a decis rezultatul, victoria Băimărencelor. Mai putea să spere, să spunem, Deva la un egal, însă Arehard a avut o paradă miraculoasă. Ai un minut, să pauză, nu vă grijă de repliere. Ai grijă de repliere, tot timpul fugea să anticipat. În momentul în care vă înălțați, o să pleacă anticipat. Imediat după acest meci de handbal ne mutăm la Brașov pentru finala Challengerului care s-a disputat în acest turneu pe toată durata săptămânii la Digisport. Heram pentru Georgievska, pasă pentru Macheva, musculată Rusoica și este 7 metri pentru HM Baia Mare. N-ai cum să ții pe Macheva atunci când prinde mingea. O handbalistă robustă, o handbalistă solidă, o handbalistă care știe joaca la postul de pivot și a campioană mondială cu Rusia. Chiron execută acești 7 metri, gol, Cârnici a fost eliminată. 26-31, iată, Baia Mare trece de 30 de goluri marcate în meci, dar a și primit 26 până acum. Spune, au fost multe greșeli pentru Baia Mare, în special în prima repriză, la faza de atac. Cartaș, Șovara, trecută în interdreapta. Eu care echipă evoluează acum în 6, cu eliminare de ambele părți. Șovara arată arbitrului că a fost trasă de tricou. Foarte frumos, a aruncat la poartă și a fructificat din prima tânăra Cristina Malac, 23 de ani, jucătoare nouă venită la Deva în acest sezon. A surprins-o pe Arehar cu acest procedeu. 27-31. Navidencu în extrema dreaptă, Georgievska interdreapta. Piron, Georgievska,
Ultean pătrunde și fructifică. 27-32, Deva Baia Mare. Etapa viitoare, spuneam, Baia Mare întâlnește pe teren propriu Universitatea Neptun Constanța, iar Deva se va deplasa la Roman, meciul cu HM Roman. Voltat Carmen Cartaș, care a evoluat pe toată durata acestei partide, nu a fost schimbată deloc, nici Cârdici nu fusese să se schimbată, noroc cu acea eliminare, să spunem, noroc, se mai odinește și ea. Petrunia, din păcate, s-a accentat și este și ea pe bancă. Greu să reziști în fața băimărencelor dacă nu ai schimbări, măcar la linia de 9 metri, ca să-ți mai odinești titularele. Dar un meci bun făcut de Deva astăzi în fața HM-ului. A intrat la fault Cartaș, 9 metri, ultimul minut al partidei. Sare în atac Carmen Cartaș, are hard, de drumul la contraatac, Davidenko, nu prea este obișnuit să prinde mingile de contraatac. Nu are dexteritatea unei extreme, cum ar fi Heron pe stânga, alături de Elisei sau pe dreapta Nikita, Donascimento. Ultimul pozițional pentru Deva în această partidă. Cârnici. Alac. A aruncat din nou de la șold un Carmen Cartaș și a blocat Georgievska. De la mare distanță înscrie Deva ultimul gol al partidei. Scor final 28-32. Baia Mare învinge la Deva și acumulează și a 9 puncte clasament neînvinsă. După 3 etape, la fel ca și Brașovul și Brăila, sunt Cosi, până vă mulțumesc, rămâneți pe Digi Sport 1, urmează tenis de la Brașov, la revedere!